Bună ziua! Am plăcerea să vă salut. Bun venit în aula Academiei Române. Doamnelor și domnilor academicieni, distinsă audiență, domnule ministru, stimați reprezentanți ai culturii, diplomației și științei românești, Academia Română și Fundația Universitară a Mării Negre, care poartă deja de curând numele Mircea Malița, Fundație sub egida Academiei Române, organizează astăzi, aici, acum, un eveniment de mare relevanță, un eveniment in memoriam, Mircea Malița, o viață dedicată României. Evocăm astăzi la un an de la trecerea acestui eminent coleg, personalitate cu totul deosebită a lumii contemporane românești, la un an de la trecerea în neființă, cum spuneam, încercăm să evocăm, așa cum întotdeauna Academia Română își respectă și evocă, fără să uite, cum adesea avem obiceiul, nu noi, evocăm aceste valori ale românilor. Mircea Malița, prin evoluția sa în peisajul românesc și internațional, s-a dovedit o personalitate cu totul specială, cu totul aparte. Formația sa de matematician, filozof, politolog, scriitor, eseist, i-a permis să desfășoare o activitate de diplomat de mare anvergură, de mare importanță și semnificație pentru România și pentru români. Lăsând urme și amintiri în rândul celor la care l-au cunoscut și i-au apreciat marea sa valoare. Vor evoca aceste fapte și marea personalitate a distinsului nostru coleg, academicianul Mircea Malița. Următorii colegi și vorbitori. Academicianul Nicolae Panin, profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA, domnul Silviu Neguț, vicepreședinte al Fundației Universitare a Mării Negre Mircea Malița, domnul doctorant Teodor Onea și, în sfârșit, dar nu cel din urmă, colegul nostru, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ionelice Bretianu și președinte al Fundației Universitare a Mării Negre Mircea Malița, e vorba de profesorul Dan Dungaciu. Scuze își cer distinsul nostru președinte, academicianul Ioan Aurel Pop este blocat cu o activitate la care nu poate să-și nege prezența și iar academicianul Răzvan Teodorescu nu se află în țară în acest moment. Permiteți, deci, să dau cuvântul academicianului Nicolae Panin. Poftiți, domnule academician. Bună dimineața, distinsă adunare. Eu nu fac parte din lumea diplomatică. Eu sunt geolog marin și sunt foarte onorat că deschid această reuniune, chiar primul, cu toate că ar fi fost multe persoane care ar fi putut spune mult mai multe. L-am cunoscut pe profesorul Malița la începutul existenței Fundației Universitare Marea Neagră, când profesorul Malița avea un câmp de activitate cu totul deosebit. Am reușit la început, când existau și niște bani pentru școlile de vară, să organizăm împreună școli de vară cu diverse orientări, diverse discipline.
Printre aceste discipline a existat și oceanografia, geologia marină și alte discipline care erau legate de mare. Tot atunci se discutau problemele dreptului mării și profesorul Malița a avut un cuvânt foarte greu de spus în acest domeniu. Am avut multe discuții cu dânsul în legătură cu aspectele legate de resursele marine, resursele zonei internaționale, resursele zonei care intra în jurisdicția țării noastre. Și trebuie să recunosc că ideile dânsului erau extraordinar de progresiste și internaționale, aș putea să spun. Știu că dânsul a avut de la început acces la Institutul Oceanografic Internațional din Malta și a reușit să obțină pentru România chiar un centru de excelență tot în domeniul cercetărilor marine. Centru de excelență care a funcționat mai mult de un deceniu. Din păcate, peste tot finanțările au fost din ce în ce mai reduse și atunci și centrul care era în România a trebuit să dispară. N-a dispărut fundația și fundația, aș spune că în momentul acesta este poate chiar mai bine structurată decât la început, pentru că are un domeniu de activitate și o acceptare internațională deosebită. Totdeauna am fost un adept, și nu numai un adept, dar pur și simplu l-am stimat în mod deosebit pe profesorul Marița pentru modul în care a pus problema prezenței României în toate domeniile existenței internaționale și nu în ultimul rând în problemele dreptului mării. Am colaborat, cum spuneam, în cadrul Fundației Marea Neagră, Universitare Marea Neagră, la organizarea diverselor școli de vară și am văzut paleta extraordinară a profesorului care cuprindea lucruri de la diplomație, la istorie, la filozofie, la matematică și la problemele marine, inclusiv resursele marine. Mă înclin cu mare respect și cu o considerație cu totul deosebită în fața profesorului, amintirii profesorului Marița. A fost un om deosebit care și-a închinat viața în totalitate țării și prosperității țării. Așa încât, cu cel mai mare respect, mă înclin în fața dânsului. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule academician Nicolae Panin, pentru impresionantele dumneavoastră cuvinte. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vă rog să-mi permiteți să vă informez că la sfârșitul alocuțiunilor va urma un film inedit, Mircea Malița, o viață dedicată României, 20 de minute. Acum o să rugăm pe următorul vorbitor, profesor Remus Pricopie, rectorul SNSPA, să ia cuvântul. Vă rog, domnule profesor. Thank you.
distinși membrii ai Academiei Române, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, e greu să ai un discurs de 5 minute despre Mircea Malița. Probabil că avem obligația ca ceea ce nu putem să spunem într-un discurs de 5 minute, la un moment dat să scriem despre contribuția domnului Mircea Malița, inclusiv în modul în care noi ne-am format, și când spun noi, mă refer în special la cei mai tineri, pentru că eu sunt astăzi aici și datorită domnului academician Mircea Malița. M-am întâlnit cu domnia sa în SNSPA și din acel moment a fost o deosebită onoare pentru mine să lucrez cu domnia sa și să învăț foarte multe lucruri și să mă împingă de la spate. Și aleg cu foarte multă atenție cuvintele. M-am împins de la spate să fac lucruri la care niciodată nu m-aș fi gândit. M-am împins de la spate să devin membru al World Academy of Art and Science, de fapt m-a propus și domnul președinte Emil Constantinescu, și multe alte lucruri pe care le-a făcut, și așa cum le-a făcut pentru mine, un tânăr, nu reprezentam ceva special, sau cel puțin eu nu consideram ceva special în raport cu alți colegi, știu că a făcut-o pentru foarte mulți alți tineri. Eu astăzi, pentru că deja timpul trece, aș vrea să vorbesc despre un subiect despre care se vorbește mai puțin. Și anume, faptul că atunci când străinii vin în România, vin și spun, dom'le, dar aici toată lumea vorbește engleză, franceză, sau atunci când se vorbește despre România ca un centru, un pol global al științei în domeniul calculatoarelor. Iar lucrurile astea nu au venit de la sine. A fost un ministru al educației încăpățânat, un ministru nu neapărat înțeles în perioada aceea, care a zis, lumea se schimbă și avem nevoie ca acești copii, eu eram atunci copil, eram în școală, să învețe două limbi străine, obligatoriu. Comisia Europeană a recomandat acest lucru în 2016. Mircea Malița a făcut-o în 71-73. Și dacă avem succes inclusiv în business sau în diverse alte zone, sau dacă ai noștri copii astăzi sunt studenți de succes în străinătate, se datorează faptului că în anii respectivi s-au introdus două limbi străine obligatorii în școli. Iar al doilea lucru, foarte pe scurt, pentru că este atât de clar încât nu cred că trebuie dezvoltat, Mircea Malița trăiește, produce efecte în această țară azi și va produce efecte și mâine. Toată industria de IT îi se datorează în bună măsură. E adevărat că au fost mai mulți susținători ai acestei idei, dar când le spun altor colegi din străinătate, rectori sau din zona universitară, că în 73 noi aveam 4 facultăți în domeniul informaticii, nu le vine să creadă, nu cursuri, facultăți. Și atunci ne explicăm de ce în marile firme la nivel global sunt specialiști sau chiar conduc aceste firme la nivel global specialiști români. Prin urmare, haideți să ne uităm să vedem impactul în PIB-ul României astăzi pe industria de IT și să punem acolo, într-o paranteză, Mircea Malița. Poate că așa ar trebui să-l și denumim capitolul bugetar respectiv. Mă închei aici, pentru că sunt și alții vorbitori, cu o ultimă, pentru astăzi, istorioară. La un moment dat, discutând, ne-a venit ideea să facem Mircea Malița biobibliografie. Evident că nu puteam să o facem noi, că nu știam noi ce a făcut domnul academician într-o viață de om. Și am lucrat aproape 2 ani ca să punem cap la cap o versiune care atunci când a fost publicată era deja depășită, pentru că între timp domnul academician mai făcuse nu știu câte lucruri. Și cred că știți că domnul academician nu bea. Dar când m-am dus cu primul, a fost tipărit la SNSPA, la editura comunicare.ro, m-a surprins, așteptându-ne pe mine și pe colegul meu cu care am făcut acest demers, cu o sticlă de whisky pe o tavă desfăcută și cu 3 pahare. N-am băut niciunul, dar am ciocnit pentru biobibliografia Mircea Malița și dumnealui a spus, Remus, asta este statuie pentru mine. Poate că a sosit momentul să facem și statuie, pentru că, într-adevăr, tinerii de astăzi trebuie să știe că sunt momente în viața unei țări când apar astfel de personalități care marchează țara respectivă pentru multe decenii.
Vă mulțumesc foarte mult! Distinsă audiență, cred că sunteți de acord să-i mulțumim profesorului Remus Pricopie pentru un mesaj totul special. Faptul că și în acest domeniu al culturii și civilizației românești, Mircea Măliță a lăsat urme într-un domeniu specific, informatica și formarea de resurse umane. Unii mai reacționează ce ne-am transformat în resurse noi. O e peiorativă expresia, sintagma, dar o folosim, că toată lumea înțelege ce vrem să spunem. Noi toți trebuie să lăsăm urme atunci când avem ocazia. Pentru că românii educați sunt performanți. De aceea derapajele de la educația tinerilor generații câteodată ne generează niște idei să tratăm atitudinea de acest tip ca suspectă cel puțin. Dacă nu cu un anumit program. De ce nu educăm pe românii deștepți și sunt mulți să fie performanți pentru nația lor? Da, e o întrebare. Nu e doar retorică. Vă rog să-mi permite să dăm cuvântul celui de-al treilea vorbitor. E vorba de domnul Silviu Neguț, vicepreședinte al Fundației Universitare a Mării Negre, Mircea Măliță. Domnule vicepreședinte, domnule secretar general, distinși nemuritori, dragi membri ai familiei Măliță, dragi tineri, este greu să vorbești după două personalități care au punctat pe scurt meritele marelui profesor. Am să încerc și eu să subliniez câteva elemente privind omul profesor, profesorul om Mircea Măliță, pentru că a fost într-adevăr un mare profesor și pedagog. Prin tot ceea ce a făcut, prin tot ceea ce a scris, a fost pentru noi un extraordinar exemplu. Ne-a dat lecții de didactică. Ne-a învățat să înțelegem România, să înțelegem lumea. De altfel, l-am cunoscut mai întâi din cărți, înainte de 89, cărți care ne descătușau mintea în vremea în care era știința și cultura destul de ostracizată erau. Apoi am avut șansa, în urmă cu 44 de ani, să-l cunosc și, din fericire pentru mine, să-i rămân apropiat și chiar colaborator până în ultima clipă a vieții. L-am cunoscut ca profesor, mai ales la ASE, am avut buna inspirație să-l invit la cursul de geopolitică și a ținut două cursuri, diplomația și negocieri. Cine putea să fie mai potrivit decât domnia sa pentru aceste cursuri? A trăit în plină diplomație, a scris despre ea, dar a și practicat-o. Ținea niște cursuri fantastice. Era, după cum știți, un profesor orator de excepție. Era fascinant. Era un actor. Practic interpreta. Persoanele pe care le-a cunoscut, uneori inclusiv cu gesturi și cu vocea, și-a cunoscut atâta lume. Evenimentele pe care le trata. Și apoi ne-a învățat să fim mândri că suntem români, pentru că a relevat valorile științei și culturii românești, și nu numai, ca fiind totodată și universale, nu numai ale noastre. Era un patriot adevărat, așa cum vedeți și titlul manifestării noastre de astăzi subliniază. Într-o carte, Tun de pace, ziduri de frăție, a introdus un decalog din criză de timp, n-am să redau, era interesant pentru tineri, în care a sintetizat ce poate să facă o țară mică precum România și conducătorii ei în lumea de astăzi, în lumea atât de controversată a zilelor noastre. Aș reda numai ultimul punct din acest decalog, în care spunea
Păcatul capital în politică e trufia nejustificată, aroganța. Eu aș spune că în oricare alt domeniu. Dintre toate cărțile domniei sale, și cred că le-am citit pe toate, le și am în bibliotecă, m-a impresionat cel mai mult Secolul meu scurt. Este o carte cu adevărat de excepție. A reușit să condenseze într-o singură carte trei destine. Destinul domniei sale, al României și al lumii. Ceva extraordinar. Curge ca o poveste la gura sobei, ca o poveste din 1001 de nopți. Când crezi că se termină, abia începe. Este, evident, un model extraordinar. Și a scris atâtea cărți, fiecare în sine având semnificația și frumusețea ei. Aș avea multe de spus, aș vrea însă să închei punctând foarte pe scurt câteva alte elemente ale personalității domniei sale, mari calități. Într-o lume în care toată lumea citează și mai nimeni nu citește, domnul profesor citea foarte mult. Cei care au avut șansa să-l viziteze vedeau că masa birou pe care o avea era plină de cărți românești și străine, unele foarte recente. Și îți recomanda pe care să o citești și pe care nu, dovadă că le citise. Nu le avea acolo ca mobilier. Prețuia enorm de mult timpul și nu-și permitea luxul de a irosi. Ca urmare, trebuia să te străduiești să fii în consonanță cu domnia sa, care avea o gândire extraordinar de rapidă, în degeaba scris și de imers, ca să poți să reții și să răspunzi la ceea ce te întreba. Era de o eficiență incredibilă. Era însăși ergonomia întruchipată. Și, în ultimul rând, aș aminti, ar mai fi și altele, avea un simț extraordinar al umorului. L-am întrebat odată, știind că primise cu câteva zile mai înainte titlul de doctor honoris causa și primise și la noi la ASE cu vreo ceva timp înainte, cum a fost, mai mult din complezență. A, dragă, a fost lung. Profesorul care a ținut laudatio a vorbit o oră despre el. M-a menționat și pe mine de vreo 2-3 ori. Încheie așa cum am făcut-o și altă dată, cu un citat din Goethe. Și anume că în fața marilor calități al cuiva nu există altă salvare decât iubirea. L-am iubit pe profesor, îl iubesc și îmi pare nespus de rău că n-am avut șansa să citesc și Secolul meu lung. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Silviu Neguț, pentru frumoasele și emoționantele evocări. Urmează la cuvânt domnul doctorant Teodorone. Vă rog. Bună ziua! Doamnelor și domnilor academicieni, doamnă Malița, dragă Maria, stimați invitați, sunt onorat că am ocazia de a mă adresa într-un astfel de moment solemn. Vă rog în primul rând să-mi permite să mulțumesc familiei Malița pentru această oportunitate, dar în special pentru că de fiecare dată când am avut plăcerea să-i vizitez, m-am simțit ca acasă. Totodată aș vrea să le mulțumesc doamnei ambasador Paraschiva Bădescu și domnului profesor Dungaciu pentru încrederea pe care au manifestat-o și pentru facilitarea întâlnirii mele cu domnul academician Malița, care, spre bucuria mea, a dus la sedimentarea unei relații speciale și a unui proces personal de maturizare. Sunt bucuros că am avut onoarea de a fi fost ultimul asistent al domnului academician. Am avut ocazia de a observa numeroasele calități pe care domnia sa le deținea și pe care a ținut să mi le transmită și mie. Unele calități puteau fi atribuite minții domniei sale: înțelepciunea, perspectiva, modestia, umorul și acceptarea. Alte calități puteau fi atribuite inimii domniei sale: iertarea, recunoștința, compasiunea și generozitatea. Sunt onorat că ceea ce am trăit alături de domnul academician Malița se apropie foarte mult de ceea ce a trăit Valentin Bulgakov cu Tolstoi în ultimul an al său de viață. O relație de maestru-ucenic, o perioadă de cunoaștere a tainelor lumii și a tiparelor sale, atât dintr-o perspectivă filozofică, dar mai ales din una matematică.
Îmi amintesc cu deosebită plăcere de următorul moment, unul din foarte multe pe care le aveam la cafea dimineața, povestind cu domnul academician despre timp și cum acesta poate fi explicat sau înțeles. Domnia sa îmi spune că, citez, timpul este cel care fuge, nu stă mult, nu te așteaptă. Ceea ce nu există cu adevărat este prezentul. Prezentul este o tranziție între trecut și viitor atât de rapidă, încât nu lasă loc de altceva. Tu, în general, ca să faci ceva, ori ești puțin în trecut, ori în viitor. În prezent nu ești niciodată. Am încheiat citatul. Auzind aceste cuvinte, îi spun domnului academician despre ideea similară expusă de Tolstoi într-un volum despre Dumnezeu, în care acesta spunea, citez, prezentul este acel moment din afara timpului care unește trecutul cu viitorul. Am încheiat citatul. Uitându-se la mine foarte serios, îmi spune că avem o mare problemă. Îngrijorat fiind, îl întreb care este acea problemă. Și îmi spune, cu zâmbetul pe buze, încercând să nu râdă prea tare, că nu se mai putea abținea, că deja trebuie să ceară dreptul de autor pentru că Tolstoi l-a copiat. Printre ultimele învățături pe care a ținut să mi le transmită domnul academician, a fost că o zi cu sens înseamnă, dacă e posibil, o zi în care să-i ajuți pe alții. Dacă nu este posibil, atunci cel puțin o zi în care să nu faci rău altora. Fiecare viață are trandafirii și spinii ei, iar domnul academician a avut parte și de trandafiri și de spini. Cu toate acestea, neobositul său umor și nestatonicul optimism l-au portat mai departe pe drumul rezolvării tuturor problemelor și către o viziune bună a oricărui lucru rău. Mulțumesc, domnule academician, pentru aportul important pe care l-ați avut în modelarea mea ca om și pentru că am regăsit în dumneavoastră nu doar un prieten foarte bun, ci și un bunic desăvârșit. Acum că v-ați îndreptat spre amurg, sper că ați găsit răspunsul la toate întrebările pe care necontenit le puneați despre această lume. Vă mulțumesc! Teodoronea ne generează optimism. Generația tânără există. România profundă există, chiar dacă unii nu cred. Adică vor să nu creadă. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vă rog să-mi permiteți și eu și o onoare și o plăcere să transmit caldul nostru omagiu familiei Malița, tuturor respectul și prețuirea noastră. Urmează la cuvânt distinsul profesor Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, Mircea Malița, care cred că ne va spune lucruri foarte interesante. Aveți cuvânt. Domnule vicepreședinte al Academiei Române, domnule secretar general, distinși academicieni, onorată asistență, distinsă familie. Am sarcina de a încheia această evocare a celui care cu greu poate să fie evocat în dimensiunile sale, un personaj de o inteligență devastatoare uneori și cu o prezență de spirit, o capacitate de a trece de la lucrurile mici și neînsemnate la marile idei, care a fost ilustrată de multe ori, când de pildă i-a pus o farfurie în față lui Jacques-Yves Cousteau ca să semneze pe farfurie că e membru fondator al Fundației Universitare a Mării Negre, de la acel gest până la modul în care a dialogat cu Galtung despre teoria primei lovituri. Galtung, după zeci de ani, avea să-i mărturisească că ce a spus în ziua aceea a fost fundamental inclusiv pentru lansarea conferinței de la Helsinki. La vremea respectivă, când a vorbit cu Mircea Malița, Galtung era consilierul președintelui Finlandei. Deci Malița avea toată această capacitate de a urca, de a coborî, de a face totul cu grație și inteligență, într-un stil absolut inegalabil. Despre acest personaj nu putem decât să enunțăm câteva idei sau să deslușim, mergând înapoi,
semnificația unei întâlniri la care am avut privilegiul să participăm. Deci o să spun eu, o să fie câteva lucruri legate de Mircea Maliță ca, cum numesc noi asta, sociologii inovator moral. Înainte însă de a trece la chestiunea aceasta, aș vrea să îi mulțumesc domnului vicepreședinte pentru că a început cu faptul că Fundația Universitară a Mării Negre se numește Mircea Maliță. Din păcate, e singura instituție din România care se numește a sa. Există depus din partea Fundației Universitare a Mării Negre, mai precis de către domnul ambasador Liviu Bota, pentru că este cel mai diplomat român cu cel mai înalt grad din diplomația românească după războiul II mondial. Există un memoriu depus la Ministerul de Externe, prin care fundația, domnul Liviu Bota, sugerează ca Institutul Diplomatic Român să se numească Institutul Diplomatic Mircea Maliță. Argumentele sunt evidente. Și aici nu e vorba de celebra butadă despre Dan Barbilian, e cel mai mare matematician dintre filozofii, cel mai mare filozof, cel mai mare poet dintre matematicieni, cel mai mare matematician dintre poeți, dar realmente Mircea Maliță a fost cel mai mare savant pe care diplomația românească l-a avut, cel puțin după războiul II mondial. Repet, nu e vorba doar de comparat diplomații, ce funcții, ce poziții au avut, și de a identifica și de a spune pe șleau că Mircea Maliță, ca și savant, ca și om de cultură, ca și om de gând, ca și om de viziune, a fost deasupra tuturor din diplomația românească. Acesta a fost și sensul demersului nostru ca Institutul Diplomatic, care o instituție de cercetare, să se numească Mircea Maliță. Deocamdată nu s-a împlinit acest demers, dar sperăm că la un moment dat, probabil că cineva va ține seama și de apelul nostru. În ceea ce privește Mircea Maliță ca inovator moral, o revistă din România bine cunoscută, este Curs de Guvernare, a avut o idee extraordinară în centenar, când a publicat primul număr. A luat Guvernul României din 1918 și l-a pus în paralel cu Guvernul României din 2018. Premier cu premier, ministrul educației cu ministrul educației, ministrul economiei cu ministrul economiei. Și când te uitai la acea imagine, aveai o sociologie vizuală care nu mai lăsa loc de cuvinte. Aveai, dacă vreți, posibilitatea să compari secolul într-un mod inedit. Inovatorul moral, despre care am mai vorbit de la această distinsă și onorantă tribună, este cel care vine din trecut, îți pune oglindă, sau te uiți la el și îți pune oglindă în raport cu care tu să te evaluezi și să te măsori. Unde ești, ce ai făcut, cât ești de înalt, cât ești de mititel, ce ai reușit în viață și ce n-ai reușit în viață, în condițiile în care tu îți duci existența. Și în paranteză fie spus, în termen obiectiv, dacă ne uităm la România și o comparăm cu 1918, stă incomparabil mai bine aproape din toate punctele de vedere. Niciodată România n-a avut o situație de securitate mai bună, n-a avut o poziționare politică mai bună și totuși lucrurile n-au mers în direcția pe care mulți am dorit-o. Sau nu, de fiecare dată. Ei, Mircea Maliță este tot așa. Eu vă spun asta din experiență personală, într-un fel, pentru că tabloul care l-a acompaniat pe domnul Mircea Maliță la propria mormântare, tabloul jovial pe care probabil că mulți dintre voi l-ați văzut, e în biroul meu și când intru, fatal, mă uit la el. De multe ori mă gândeam, când mă uitam la acel tablou, ce ar fi spus Mircea Maliță sau ce mi-ar fi comentat sau cum am fi discutat noi aceste evenimente. Și mă gândeam la diverse evenimente. Mircea Maliță are, ne place sau nu ne place, vrem sau nu vrem, această funcție de inovator moral care ar trebui pus în fața ta să te zgândere, să te enerveze, să te irite, să te deranjeze, să-ți stârnească, cum se zicea odată, autocritica. Pentru că asta fac inovatorii morali. Asta e funcția lor. Nu e, când te uiți la un inovator moral, nu înseamnă că vrei să te duci în epoca respectivă. Nu? Când Eminescu vorbea de voievoz, nu însemna că vrea să ducă România în timpul lui Ștefan cel Mare. Dar ei te somau. Uite cine sunteți voi, uite ce au făcut ei. Dacă ei au putut, înseamnă că se poate. Dacă ei au făcut-o, înseamnă că în gena noastră românească nu e un defect perpetu pe care îl transmitem din generație în generație, din moment ce unele generații au făcut niște lucruri. Și Mircea Maliță a făcut niște lucruri. Și când ne uităm în jur,
prin această grilă, începem să avem un frison, sau ar trebui să avem. Când te uiți de pildă că România pierde un loc în Consiliul de Membru Nepermanent la Organizația Națiunilor Unite, obținând de 3 ori mai puțin aproape decât Estonia, o țară cât Bucureștiu, și te uiți la Mircea Malița, atunci ai un sentiment de frison. Nu pentru că neapărat facem o comparație între epoci, dar poți să faci o comparație între seriozitatea proiectului pe care ți-o sugera Malița și eșecul proiectului pe care ți-l sugerează nu știu cine e purtătorul acestui proiect, eșecul catastrofal al unei țări care ar merita să-și propună mai mult. Ce ar fi spus Mircea Malița despre acest eveniment? Nici n-aș putea să reproduc, chiar dacă încerc să-mi aduc aminte, că Mircea Malița era un ardelean care cunoștea foarte multe expresii ardelenești, inclusiv și dintre acelea care nu se pot spune în aula Academiei Române. Dar ar fi fost supărat. Așa cum numai Mircea Malița putea să fie supărat. Mircea Malița era om de un simț al umorului fabulos, are o severitate la fel de pregnantă. Când ne uităm în jur, nu? La vecinătatea noastră foarte apropiată, Republica Moldova, și vezi că România aproape că nu contează, mi-aduceam aminte de Mircea Malița, care îmi spunea la un moment dat, plecam în China, în 2017. Și zice, unde pleci? Plec în China. Zice, îmi place China. De ce vă place China, domnul academician? Zice, îmi place că e mare. Lecția lui, fundamentală, a fost de fiecare dată. Joacă la mare. Fii prezent peste tot. Nu te rățui, nu te răsti. Că la un moment dat vremurile se schimbă. Nu juca un proiect diplomatic mare pentru țara ta ca și cum toată lumea va rămâne încremenită așa cum arată astăzi. Nu era o chestiune că Malița era pro-chinez, pro-rus, pro-american sau pro-european. Nu era nimic din toate astea, el era pro-român și punct. Și totul juca în funcție de acest proiect. Lui nu-i plăceau excesele, nici de dragoste, nici de declarații de dragoste, nici de declarații de război. El știa foarte bine care e poziția României și știa că până la urmă, cum spunea istoric, marile puteri vor face pace. Și atunci trebuie să ai grijă inclusiv în război ce faci, pentru că marile puteri vor face pace. Deci în această perspectivă este iarăși o lecție, dacă ne uităm la Mircea Malița, în faptul că un stat ca România contează foarte puțin, apropo de o temă pe care noi am declarat-o de politică externă maximă, probabil că multe dintre lecțiile pe care Malița a încercat să ne le dea ar trebui să le reevaluăm. Spiritul lui Mircea Malița, din punctul ăsta de vedere, de inovator moral, chiar dacă s-a scurs poate prea puțin timp pentru ca să fie consacrată o asemenea viziune, spiritul acesta trebuie să existe. Și nu în ultimul rând, Fundația Universitară a Mării Negre. Mircea Malița a făcut din această fundație poate instituția românească de cea mai mare anvergură internațională. La vremea respectivă, în anii 90, numai Malița putea să facă așa ceva. Dacă vă uitați pe revistele pe care le-a scos Fundația Universitară a Mării Negre, o să vedeți că n-a existat vreo instituție concurentă. Lecția asta a învergurii, a jocului mare de fiecare dată, chiar dacă provii, cum s-ar spune, dintr-o cultură diplomatică mică, jocului la mare de fiecare dată, asta a încercat Malița să ne insufle și nouă. E greu, e presant și e solicitant, dar cel puțin pentru noi, cei de la Fundația Universitară Mării Negre, și mulțumesc tuturor celor care sunt aici, portretul lui Mircea Malița va fi mereu acolo. O să încercăm să ne uităm la el de fiecare dată. Mircea Malița o să ne transmită mesaje de fiecare dată. Sper ca supărarea lui să nu fie atât de mare și sper că la un moment dat să mai zâmbească din când în când, să ne reamintească că Mircea Malița a fost probabil diplomatul român cu cel mai profund, acut simț al umorului de care mai avem nevoie. Din păcate, astăzi, dacă e să facem o comparație, am rămas probabil numai cu umorul. N-am rămas și cu ce era în spatele acestui simț al umorului pe care Mircea Malița îl practica cu atâta dezinvoltură.
Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, mulțumesc domnului vicepreședinte Voicu pentru modul în care a reacționat ca de fiecare dată, vă mulțumesc celor care vă gândiți la Mircea Malița și vă mulțumesc celor care sprijin Fundația Mării Negre, așa cum, nu în ultimul rând, mulțumesc familiei, celor care au făcut posibile aceste imagini emoționante și celor care au făcut posibil filmul pe care o să-l vizionăm imediat. Mulțumim! Mulțumim, domnule profesor Dan Dungaciu, pentru tot ceea ce faceți, pentru eforturile constante, pentru a păstra și cinsti memoria celui care a fost remarcabilul nostru coleg academician Mircea Malița. Acum urmează filmul Mircea Malița, o viață dedicată României. Matematica, unde, după absolvire, a urcat toate treptele ierarhiei până la cea de profesor universitar, după cei 6 ani petrecuți ca foarte tânăr director al Bibliotecii Academiei, din 1956, Mircea Malița intră în diplomație, fiind numit consilier al misiunii permanente a României la ONU. Petrece astfel 5 ani la New York. Eram consilier la misiunea permanentă de la ONU și anul 60 am simțit prospătarea politicii care se producea și în materie de cadre, de viziune, de ton, de stil. De fapt, Gheorghiu-Dej voia să o facă mai repede, dar n-a putut. America, prin Harriman, a comunicat cu Gheorghiu-Dej, adică eu am fost la mesagerilor. A spus așa, da, vă scoatem din coș. Acum avem o singură politică pentru toate țările socialiste. Și vă scoatem de acolo și zicem, vrem să discutăm ce relații avem cu România, care nu se aplică la ceilalți. Pentru că ne-am convins că România vrea să-și gândească singură interesele. Nu s-a făcut un troc. Nu a fost o vânzare a intereselor noastre. Nu am spus, domnule, dacă avem o părere diferită, vă spunem. Noi vrem să importăm, să exportăm de la voi, că aveți tehnologia cea mai bună și am vrea. Și atunci au început să ne dea licențe. Văzând că nu prea avem banii necesari, au dat și facilități economice, bancare, etc., cu garantarea asta, sigur. Mai ales în domeniul tehnologic s-a simțit. Aici a venit primul computer IBM neexportabil în celelalte țări socialiste. În toate discuțiile despre securitatea și cooperarea în Europa, numele Comisiei Economice Europene, un organism al Națiunilor Unite creat în 1947, intervine foarte des. Și nu este de mirare, pentru că este singura instituție europeană care ține la un loc, într-un program bine organizat, care prevede numeroase acțiuni, toate statele continentului, din răsărit și din apus, oricare ar fi sistemul lor. Țara noastră a insistat întotdeauna pentru lărgirea gamei de preocupări a Comisiei și în trecut a militat cu succes pentru crearea unui organism care să se consacre problemelor gazului în Europa și pentru un grup de lucru privind problemele chimiei. De câțiva ani, țara noastră se ocupă de problemele științei și tehnicii, ca acestea să-și găsească o expresie mai organică în activitatea Comisiei. Mircea Malița s-a aflat pe prima linie acțiunii României.
iar vocea sa era auzită și ascultată. El aparține celor nu mulți care nu doar au trăit, ci au și făurit istorie. Am trăit și am lucrat pentru România, numai pentru România. Niciun alt subiect nu am avut ca diplomat sau ca ministru. Nu m-am gândit decât la țară, la popor. Nu e vorba de nicio formulă patriotică, niciun fel de exclamație, niciun fel de imn. E o chestiune acolo, ascunsă în crețiturile minții. Pe undeva este o celulă care spune că ești român. Diplomatul este făcut pentru comunicare cu exteriorul. Diplomatul este bun pentru o singură misiune. Trebuie să știe, să înțeleagă limbajele pe care le produc oamenii. V-ați dus la Londra într-o vizită și ați fost acasă la Margaret Thatcher. Când era ministru, da, ea m-a invitat. Vreau să vă spun următorul lucru în privința ei. Da. Era o doamnă ieșită din comun, cu o atenție față de mine și de vizita mea, care mă depășea. Ori mi-am dat seama că ea are un joc foarte mare politic pe care mă utilizează ca vizitator din Est. Da, da, da. Când am venit aici, la Ministerul Învățământului, mi-am permis de la început să fac câteva lucruri după capul meu, repede, fără aprobările formale ale guvernului și altor oficialități. Am început printr-o încercare de a vedea care sunt ideile de bază și am scris un eseu atunci și am susținut public și l-am dezbătut despre problemele educației, modernizare, problemele de bază ale modernizării educației. Că peste vreo 30 de ani, un tânăr trebuie să sosească în viață cu o mică trusă de unelte cu care să poată comunica bine cu mașinile, cu oamenii și cu modelele mentale. Cred că instrumentele de conversație cu mașinile sunt esențiale pentru că lumea va fi dominată de această tehnică care va invada fiecare colțișor al vieții umane. Nu numai părțile productive ale societății, dar și cele generale ale vieții curente. Și cu aceste mașini trebuie vorbit pe limbajul lor. Trebuie să, într-o anumită mentalitate tehnică. Deci în cutia de unelte trebuie să fie instrumentele comunicării cu tehnica, cu mașinile. În al doilea rând, oamenii foarte numeroși, strânși legați unii de alții, mai mult ca în trecut, mai mult ca oricând, legea solidarității umane, a cooperării, a muncii în echipă, este absolut esențială pentru comunicarea viitorului. Inovațiile s-au produs de învățământ masiv de limbi străine, introducerea informaticii, în care deja Moisil era motorul unei transformări de informatizare a societății românești. A fost o campanie neoficială care a lăsat o moștenire de tineret versat. A treia a fost ideea de management. La început am putut să spun management și pe urmă a trebuit să corectez în limbajul zilei știința conducerii și a fost acceptată în felul ăsta. A patra deschidere a fost pentru viața internațională, organisme, Națiunile Unite, UNESCO, tot ce se putea aduce la noi. A fost întemeiat un centru internațional de studiul viitorului, stabilit la București. Domnul academician scrie primul raport pentru educație al clubului de la Roma, No Limits to Learning. Este un studiu care și astăzi este considerat extrem de important și asupra căruia se fac aprecieri pozitive și care ar trebui să fie luat serios în considerație. În răspunsul pe care l-a dat în această manifestare, domnul academician spune că împrejurările au fost de așa natură că au permis într-o perioadă dificilă și așa plină de obstacole în materie de ideologie și de politică să se facă câteva lucruri bune pentru educație. Am
constatat în timp că apreciază foarte mult, ține la profesiunea de profesor. Este mai sensibil la formula de adresare, domnule profesor, decât la altele. Ca profesor orator este fascinant. La populație, cine ne trudește este China, 8,4 Rusia. O să arăt cu altă. Pentru că spuneți, nu, este foarte important. Pe o țară cu densitatea asta, este invitație la dans. Pentru toată emigrația mondială, când încep războaiele de resurse, toată lumea vine în Rusia orientală. Eu spun asta că dacă în 2040 se realizează schimbarea, shift-ul ăla de care se vorbește de putere și se schimbă configurația geopolitică a lumii, politică, așa? Sau a egemoniei, se schimbă și geopolitica. Și dăm peste bilateralismul războiului rece. Dar fără primejdiile lui, probabil. Dar numai partea lui de acord. Nu întrebuințăm forța unui împotriva altuia, nu ne amestecăm în treburi, îți dăm întâietate în rezolvarea problemelor sferei în care ești, pe care o cunoști mai bine, adică care o ții sub control. Da. România, ea este teoretic euroatlantică, da? Și mai mult decât atâta, prin politica externă a vrut să fie purtătoare de cuvânt a culturii politice occidentale în regiunea sa, adică vârf de lance. Cu o operă științifică variată, dedicată problemelor matematice, informaticii, relațiilor internaționale, educației, dar și cu una eseistică, ce i-a adus premiul Uniunii Scriitorilor în 1975, profesorul universitar Mircea Malița este, din 1974, membru corespondent și din 1994, membru titular al Academiei Române. Sunt un fel, într-un fel, învățăcelul maestrului Mircea Malița, pentru că am studiat alături de toți ceilalți colegi din Ministerul de Externe aici de față, manualul său unic, Diplomația, apărut în volumul 1975, dar care reprezintă o culegere a cursurilor predate de profesorul atunci Malița și ambasadorul Malița la cursurile post-universitare de relații internaționale începând din perioada 63-64. Din discursul academicianului Malița răzbate nevoia de ordine rațională în relațiile internaționale. De aici și atașamentul său declarat față de instituțiile internaționale interguvernamentale și față de diplomația multilaterală în care este maestru acompli. Este apoi o venerație pentru școală, pentru dascăl, pentru Lucian Blaga, sunt unit la Cluj, pentru Mihai Sadoveanu. Este omul care nu lucrează prin cezuri, refuzuri, exil și împărăție, să zic așa, sau împărăție. Este omul care integrează subsisteme. Ce să facă România în anii 60-70? Să încerce, cum se spune, să joace pe o sârmă, undeva la limită, dar să fie în același timp, să pare că stă pe loc. Adică și dansează, dar nu se mișcă, nu și vorbește, dar tace, și tace, dar vorbește. Să știți, că se și spune căile avem pentru rezolvarea acestui conflict, căile militare, adică violența, și căile pașnice, adică diplomatul. Ce? Diplomatului. Un raport. Dăm, domnule, cum merge lumea. Îl face altfel. Nici tu putere, nici tu societate. Nu? Și este bazat pe, e foarte empiric, pe experiențele mari care, pe care le arată evenimentele cruciale și importante
de care le definesc și care trebuie privite ca ilustrare a cursului istoriei. Istoria pentru el este repetare de experiență într-un flux infinit. Problema omenirii rămâne în continuare energia care o face să se miște. Face dreptate pentru o perioadă în care diplomația românească a fost extrem de activă și o perioadă vastă. Diplomația românească, cea din anii 60 și o parte, să spunem, din anii 70, a fost activă. A fost o perioadă cu diplomați de foarte bună calitate și, așa cum se menționează chiar din titlul sau din subtitlul de lucrări, a fost o perioadă în care s-a văzut că se pot juca capitoluri mari. În această carte, și domnul guvernator deja a menționat, diplomația românească, care de multe ori a făcut ca nivelul geopolitic al țării să fie de nu știu câte ori depășit prin calitatea actului diplomatic. Îi datorez reintroducerea limbilor străine, altele decât rusa, din liceu, și prima mare deschidere de învățământul gimnazial și universitar spre Occident. De altfel, cărțile domniei secundării sale, dincolo de cărțile de eseuri din anii 70 și 80, care l-au transformat în unul de cei mai interesanți eseiști a acelei perioade, dincolo de manualul de diplomație, care a fost cărămida zibitoare a formației multor distinși foști al doar ambasadori din această sală. Dincolo de expertiza sa în domeniul matematic, a fost foarte prețuit și de Dan Barbilian, și de Imre Tot, și de Solomon Marcus, care toți îl consideră sau l-au considerat de unul de celor ca unul dintre cei mai străluciți matematicieni ai generației lui. Dincolo de asta, Mircea Maliță a fost mereu prezent, se spune folosindu-se o formulă puțin bombastică, dar în cazul acesta reală, la facerea lumii lor. Pentru că, spune domnul academician, nu conflictul stătea la bază, ci ceea ce în domnia asta numește proto-agrementele. Și el spune, domnule, războiul rece nu e despre conflict. Nu vă uitați la asta, este despre proto-agrementuri care, de fapt, au fundat activitatea celor două, inclusiv celor două mai multe. Și spune altfel, nu ar fi căpătat sens ceea ce eu am văzut în calitatea mea de diplomat. Niciodată nu se depășea o anumită limită în această Pax Atomica, cum vorbește domnul academician. Primul acord tacit. Nu avem război nuclear. Nu se recurge la arma nucleară. Doi. Se evită confruntările militare. Deci nu vor fi războaie convenționale. Trei. Ne interferențăm în fiecare în treburile spațiului celuilalt. Și după aceea, lucruri permise. Înfruntările doctrinale continuă, deci interacarea libertatea presei, doi primi. Fiecare supraputere are permisia să stabilească relații în lumea treia, condiția să nu fac rău vedere interese de celuilalt. Bun. Deci, astea sunt regulile după care s-a condus războiului. Deja se consumase acel faimos atac al semi-oficial din partea care l-a respins Castro în 60. Da, din Golful Porcilor. Deci eu am chemat delegația și am stat o noapte întreagă, toți ne-am chinuit, ca să facem un atac la adresa americanilor, dar să nu spunem de rachete nimic. Ca să scăpăm. Ne facem și datoria față de lagăr. Bații de Cuba, mai da. Și am luat o chestiune care efectiv a intrat în cărțile de relații internaționale, discursul nostru de atunci. Acum am citate de juriștii care au considerat că singurul reproș care era valabil în zilele alea era cel făcut, era blocat. Dreptul,
Blocada. Era denunțarea blocadei. Și avea dreptate că blocada era totuși... Am putut să strângem destule de demonstrații că este. Blocada este ilegitimă și că ei au făcut o încălcare a dreptului internațional. Și de asta ne-am ținut. Identitatea pe plan internațional nu este un buletin cultural, nu este un buletin lingvistic, nu este o listă de genii proprii. Este, din păcate, dacă vrem și regretare, o singură foaie pe care scrie cât produci pe cap de locuitor și ce ritm de creștere anual ai. Stimate și iubite domnule profesor, excelența sa, Mircea Malița, care a fost nu numai ambasador al României, a fost ministru al învățământului, un cărturar. Noi avem un material legat de domnia sa, un material pe care l-a filmat atunci, a avut buna, minunata idee de a-l face Tudor Volnicu cu acest om de excepție. Cu ce bagaj trebuie să sosească un tânăr din zilele noastre, în anul 2000, an, de fapt o perioadă mai largă, îndrăznesc să spun simbolică, despre care scrieți adeseori? Întrebarea se referea la anul 2000, dacă nu mă înșel. Cred că niciodată tineretul în special nu este ademenit de atâtea surse de satisfacție rapidă, urgentă, fără perspective și nerecurgând la efortul, mai ales la cel rațional. Totul se bazează pe afect, pe emoție și pe imagine. Deci eu cred că ne pândesc, așa, sirenele astea sunt un fel de primejdi mari, mituri contemporane seducătoare. A reușit să impună România printre țările unde funcționează unul din centrele Institutului Oceanologic Internațional, încă din 1996. Academicianul Malița a creat Fundația Universitară a Mării Negre. Fundația, sub coordonarea academicianului Malița, a avut inițiativa de a crea rețeaua universităților din regiunea Mării Negre, care în prezent numără peste 100 de unități de învățământ superior. Cercetarea marină românească îi datorează în mare măsură domnului Malița poziția în cadrul științelor mării la nivel european. Animat de un profund orgoliu diplomatic, cum spuneam, a celui născut într-o țară mică, a fost însă convins că orice acțiune trebuie să capete anvergură, nu din vanitate, nu din orgoliu, ci din utilitate pragmatică. A înțeles foarte bine că atâta vreme cât gândește minor, România va rămâne o țară minoră. Și a încercat de fiecare dată, toată viața lui și cariera lui, să fie în tabăra celor care gândesc major. Performanțele sale, toate cele care au fost amintite aici, stau sub o viziune de tipul ăsta, nerostită de fiecare dată. ADIRI, Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, Clubul de la Roma, volumele publicate la Oxford, revista Millennium, Fundația Universitară a Mării Negre ca atare, toate sunt gesturi și gesticulații care au anvergură. ADIRI se leagă, cum spuneam, de acel colegiu organizat în 26-28 iunie 69 la București. În septembrie 83, când s-a făcut o prezentare a diplomaților în America, există o publicație specializată pentru asta, Diplomatic Dosie, Mircea Malița a alocat un spațiu mai mare decât orice alt diplomat din estul Europei. Și acolo se spune, sigur, că slujește țara și își face îndatoririle de diplomat, dar mai spune și despre faptul că este scholarly, adică este dimensiunea aceasta de academos, e precizată explicit în prezentare, și că s-a asociat cu universități americane, a conferențiat la numeroase universități americane. E singurul diplomat din zona noastră căruia se recunoaște această calitate. Ei, ce s-a spus aici mă copleșește. Nu pot să cred că fac față la atâta încredere, atâta recunoaștere, atâta simpatie și
E mult, e mult pentru umerii mei mici. Importanța zilei este prezența dumneavoastră. Într-o parte a istoriei când avem nevoie mare de solidaritate. Scurta pauză, înainte de aplauze, mi-a sugerat că suntem toți emoționați. Și suntem emoționați. Filmul e o incursiune într-o extraordinar de prodigioasă activitate a unui om. Unui om în diplomație, în cultură, în civilizația românească. Îi mulțumim postun și îi păstrăm o neștearsă amintire. Mulțumim realizatorilor filmului. Maria Scarlat Malița și Gelu Serseniuc, scuzați. Nu sunt obișnuit cu numele domniei sale, mulțumim călduros, vă mulțumim dumneavoastră tuturor cu respect și prețuire pentru faptul că ați fost aici și ați participat la un eveniment in memoriam Mircea Maliță. Vă mulțumesc!